Mâine se întâmplă un eveniment minunat, tot în orașul nostru, la două zile distanță, după un alt eveniment care a grupat în fața publicului doi autori timișoreni de anvergură, nu mă feresc să îi numesc astfel. Ei bine, mâine, în data de 7 august, de la ora 19, ne întâlnim cu Andrei Ruse și cu romanul Zaraza, care va beneficia în curând de o ecranizare probabil deosebită. Doar rostind titlul, Zaraza, ne dăm seama că plonjăm în interbelic, într-o epocă romantică în care se dansa tango, în care grădinile bucureștene erau pline de farmec și de femei fatale, și vom afla de la Andrei Ruse, căruia i se va alătura din nou Daniel Vighi, ce s-a îndrăgostit, se pare, de orașul nostru, vrea să revină de la Timișoara din prietenie pentru Arad, din prietenie pentru Andrei. Va fi extraordinar pentru că din roman va citi Bogdan Costea. Am reușit să-l capacităm în ciuda faptului că el este mereu ocupat, însă trebuia romanul Zaraza să beneficieze de lectura unui actor precum Bogdan. Sunt atâția oameni în jurul meu care acuză individualismul, singurătatea, tot felul de lucruri care ne separă unii de alții. Cred că tangoul, romantismul, mitul Zarazei și a unei iubiri pline de culorile intense ale dragostei roșu, dar și de tragismul morții premature, negru, da, vor fascina întotdeauna. Cu siguranță avem nevoie de romantism într-o lume mult prea postmodernă. Ora va fi 19 la librăria Scienta, pe Vasile Alexandrii numărul 1. Vă așteptăm acolo mâine, 7 august.